Oamenii de știință din Moldova fac un apel către clasa politică pro-europeană. Academicienii moldoveni consideră că acum, în procesul de pregătire a programului de activitate a noului guvern, apare un imperativ ce ar conduce la dezvoltarea și consolidarea acțiunilor în beneficiul fiecărui om, garantând drepturile și libertățile caracteristice spațiului european. Aceste priorități vor contribui la modernizarea și ajustarea la standardele europene a celor mai importante sfere, precum justiția, sănătatea, protecția mediului, securitatea națională. Savanții din Moldova sunt ferm convinși că un program de activitatea guvernului care mizează pe investițiile în oameni va conduce cu pași siguri Republica Moldova în marea familie a Uniunii Europene.